de dimineață. Te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să pot. Bună dimineața, oameni buni! Nu este joi, dar astăzi îl avem alături de noi pe domnul Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am vrut... Cu toți avem un reflex, da, că e joi. Că e joi și Liviu Harbuz, da. Ce repede a trecut săptămâna. Pentru că am lipsit foarte mult timp și pentru că am sărit mai multe emisiuni, am zis că după ce ieri am intrat singur, să intru cu cel mai... cum se spune, cu invitatul cel mai prolific la emisiuni la noi. De aceea am zis că să facem astăzi emisiune împreună. Între timp, după ce eu am revenit la treabă, s-au schimbat destule lucruri în zonă, așa că aș vrea să discutăm despre ce se întâmplă în acest binecuvântat oraș pentru toți cei care l-au condus. Și din când în când și pentru locuitorii lui, așa, și despre ce se mai întâmplă cu pandemia. Ce se întâmplă cu pandemia, Piatra Neam sau în general? Nu m-am referit la COVID-19. M-am referit la pandemia în care trăim, așa. Aș vrea să aduc aminte și să îi pomenim pe cei care au murit în incendiul de la Piatra Neamț, pentru că am posibilitatea acum la dumneavoastră. Am considerat că orice mesaj online nu ar fi binevenit, în sensul în care astfel de mesaje trezesc haterii și uităm, de fapt, să învățăm ceva din trecut, așa cum facem mereu, se pare. Incendiu care practic a omorât 10 oameni și din care nu s-a învățat nimic. Am văzut la nivel național acest tip de incendiu cauzat de concentrația de oxigen crescută. S-a repetat în foarte multe spitale din țară. Probabil că ne mai trebuie niște ani ca să înțelegem ce înseamnă o procedură atunci când folosim în spitale și nu numai în spitale oxigenul în concentrație foarte mare. La Piatra Neamț, din păcate, lucrurile în spital, cu toate eforturile pe care le fac și autoritățile și mai ales în mod special personal medical, cred că personalul medical a ajuns așa într-o stare de epuizare și numai epuizare, cred că într-o stare și într-o presiune psihologică care îi pur și simplu îi dezumanizează, pentru că nu mai simt nici ei, pentru că și ei la rândul lor au nevoie de empatie. Doctorii ne-au oferit empatie de-a lungul acestui an și jumătate, aproape 2 ani, dar noi în pornirile noastre, în răutățile noastre, am uitat că la început erau eroi în îngeri, în halate albe, iar acum îi înjurăm doar pe, mai ales pe cei care promovează vaccinarea, doar pentru că ei prezintă realitățile și realitățile, din păcate, așa cum vedem în fiecare zi, sunt crunte. Mai ales în ceea ce privește procentul de vaccinați. Desigur, procentul de vaccinați are un impact, eu zic, devastator asupra educației în România, pentru că cu toții ne-am dorit, ne-am propus, la început toți părinții, toți profesorii au dorit învățământul offline, adică învățământul prin contact fizic, direct cu elevii și profesorii. Dar nici acum nu înțeleg de ce mai nou sunt împotrivă. Sunt părinții care și-au dorit foarte mult testare. Mi-aduc aminte ce scandal a fost că nu există teste din saliva copiilor și numai copiilor, din salivă, acele teste rapide, care ba nu erau omologate, ba nu erau aprobate de către Comisia Europeană. Bine, ele nu sunt nici astăzi omologate, dar sunt acceptate tocmai în ideea de a încerca să conservăm sistemul clasic de învățământ, sistemul tradițional acela prin prezență fizică.
Aflu acum că foarte mulți părinți nu mai vor nici testarea din salivă a copiilor, profesorii nu doresc să se implice în aceste proceduri. Ministerul Sănătății nu se înțelege cu Ministerul Educației, Ministrul Educației susține și pe bună dreptate. Susține măsuri care să poată susține învățământul fizic într-o siguranță maximă. Avem și școli în țară și învățământ preșcolar în care nu există niciun caz. Deci în astfel de situații sau avem, de exemplu, grădinițe, școli în care avem doi învățători și o femeie de serviciu în comunele, în satele din Ardeal. Chiar astăzi am auzit o statistică și în statistică pe ultimul loc, adică nevaccinat 100%, se afla acest gen de școli în care erau doar doi învățători și o femeie de serviciu și un grijitor, un focist care face foc. Toate aceste statistici, până la urmă, nu ne dau nici măcar o informație corectă în condițiile în care sunt școli în care copiii și profesorii sunt vaccinați până la peste 65%. Este cazul comunei Dumbrăvița, care din Timișoara, care se află pe locul 1 la nivel național. Dar tot vorbim, facem teorie, copiii suferă, educația, învățământul suferă și nu, parcă nu ne regăsim, parcă nu găsim soluțiile ideale pentru a salva ceea ce înseamnă învățământ. Domnul Harbaz, acum cum să vă spun eu, toată această dispută, discuție, pleacă, și noi am mai spus asta de multe ori, de la un mod stângaci de a comunica și de a face lucruri. No, eu cred că am depășit momentul. Nu. Adică care e modul stângaci? Păi haideți să vedem acum cu testarea în școli. Așa. Da? Deci, Ministerul Sănătății îi spune Ministerului Învățământului, de fapt îi spune, îi transmite niște... Obligatoriu testarea o fac cadrele medicale care nu există. Care nu există. Da. Și zice, dacă nu, alții din școală. După ce trec câteva zile bune, deci Ministrul Sănătății ne asigura că vom avea testele de vinerea trecută și acum aflăm că dacă vin vinerea asta, va fi bine, nu e vina Ministrului Sănătății. Dar nici a Ministrului Educației, nici a Sănătății, este vina furnizorilor. Care nu, și aia care au făcut achiziția. Bun. Și acum, după o săptămână, vine Ministrul Educației, spune, domne, zice, este o măsură care nu poate fi implementată în mod real în școli. Păi asta ce este? Eu aș vrea mai multă solidaritate. Și de acord cu dumneavoastră. Adică, eu nu mi-am închipuit că vom avea cadre didactice care refuză să aplice aceste teste copiilor. Eu nu mi-am închipuit că există oameni în ministere nevaccinați. Și nu numai în ministere. Și în guvern, probabil. Și în poliție, și deci, nici eu nu mi-am închipuit. Și în spitale avem persoane nevaccinate. Bă, da, nu uitați ce înseamnă certificatul verde. Domnul Harbaz, v-a spus cineva profesorilor cum se face această testare? Le dă cineva... Absolut, trebuie o procedură, nici nu... Deci, le dă cineva un halat? Le dă cineva o vizieră? Asta cu siguranță. Deci, și în alte țări, testarea s-a făcut de către profesori. Sunt multe țări care sunt au făcut de acord cu dumneavoastră. În Franța au avut, bine, ei având un sistem de sănătate ceva mai dezvoltat, s-au deplasat echipe în școli, echipe medicale din spitale. Vreau să vă dau un exemplu. Eu am început de săptămâna asta să fac inventarul școlilor care au cabinet medical și mai ales o evidență a necesităților dotării acestor cabinete, desigur cu o dotare minimală, că nu o să băgăm remeneuri în cabinetele școlare, dar obligatoriu avem nevoie de un cabinet școlar și de personal în fiecare școală. Asta nu se va întâmpla în toată țara. Avem, apropo de faptul că îi trimitem pe copii iar în online, știm foarte bine că nu avem infrastructura
hard și soft pentru a derula învățământul în sistemul online. Ministrul este conștient că nu are nici infrastructura și nici profesori, mă refer la domnul Câmpeanu, nu are nici profesori pregătiți pentru acest gen de învățământ. Iar pregătirea lor, trăinuirea lor, va mai dura o perioadă destul de lungă, adică noi vom avea toți profesori într-o proporție de 100%, dacă suntem la 40%, capabili să susțină un învățământ de la distanță, un învățământ online, abia peste 2 ani de zile. Se fac tot felul de încercări pentru a salva învățământul, dar, repet, nu știu de ce, așa cum am spus, și Ministerul Sănătății și uneori cei din Ministerul Educației, pentru că ministrul mi se pare foarte ferm și de când a început să ia măsuri pentru ceea ce înseamnă pandemie, mie mi s-a părut foarte eficient și foarte ferm în ceea ce a hotărât. Dar în același timp avem în Parlament legea privind certificatul verde. Gândiți-vă că nu numai amânarea, dar și interpretările. La noi, în România, totul se politizează. Pandemia fiind politizată, eu cred că asta a fost cel mai mare rău pe care ni l-am putut face. În loc să lăsăm pandemia deoparte pentru specialiști, pentru cei care chiar se pricep, noi ne-am apucat să o politizăm. Uitați-vă la declarațiile belicoase a unor parlamentari apropo de certificatul verde. Ba, apare Aurul care ne spune că certificatul verde nu va trece niciodată, îl omorâm și pe președinte, guvern, omorâm pe toată lumea. Și ne îmbrăcăm în verde. Ba, au venit cei de la PSD cu acea propunere ca el să intre în vigoare în 60 de zile, adică nu mai contează că mor 500 de oameni pe zi sau ieri au murit doar 250, Dumnezeu să ierte. Doamne fere, cum putem spune noi doar, că doar? Doar, exact. Acolo am ajuns. Adică în fiecare zi mor sute de oameni, iar noi ne mai dăm 60 de zile. Păi 60 de zile ori, să zicem, 100 de morți pe zi, cât am avut minim. Păi unde ajungem? Adică să nu uităm că Ceaușescu a fost condamnat pentru genocid, că a omorât 60.000 de oameni. Noi am ajuns lejer la 55.000 de oameni, iar unii și politicieni... De COVID? De COVID. Câți au murit pe lângă, pentru că nu au putut fi tratați. Da. Deci l-am depășit lejer pe Ceaușescu. Asta este motivul pentru care eu consider că certificatul verde trebuie să fie obligatoriu în sistemul de educație, în sistemul de sănătate, în instituțiile de forță ale statului, în sistemele de urgență. Pentru că cum să-i cer eu unui persoane civile să se vaccineze când ambulanțierul sau doctorul care vine la el acasă nu este vaccinat? Cred că nu este normal și vorbim aici despre plata testelor, să plătim testele timp de 60 de zile, adică ele să fie gratuite. Păi, nu vă supărați, eu m-am vaccinat, de ce să plătesc eu testele pentru cei care nu doresc să se vaccineze, exceptând situațiile care fac o excepție, cei care nu au voie în baza unor boli autoimune sau alte motive. Deși, așa cum vedem, lista celor care nu au voie să se vaccineze s-a redus, pentru că se vaccinează și gravidele, se vaccinează și copiii, se vaccinează și persoanele cu afecțiuni oncologice. Chiar s-a pus mare accent pe vaccinarea persoanelor vulnerabile și aici mă refeream la persoanele cu afecțiuni oncologice. Toate acestea țin până la urmă și de societate. În momentul în care nu mai ai încredere în, să spunem, în autorități, încerci prin solidaritate să o rezolvi la nivel social, implicându-te. Cum te implici? În perioada asta, deci, avem toate ATI-urile, sunt pline cu persoane nevaccinate, care până la urmă aduc cheltuieli, măcar de-ar fi cu folos, dar din păcate mor foarte mulți, aduc cheltuieli de peste 2.500 de euro per bolnav. Eu, de exemplu, dacă sunt vaccinat, nu am acces la servicii de sănătate, deși plătesc aceleași asigurări cu ei. De ce eu trebuie să susțin această atitudine antivaccin?
prin efortul meu de a mă vaccina, dar nu reprezenta un pericol și la dreptul meu de a avea acces în baza asigurărilor medicale la servicii de sănătate, la care nu am acces. Adică vorbim aici de echitate, de drepturi, de libertăți. Păi bun, drepturi și libertăți au și cei care s-au vaccinat, desigur au și cei care nu s-au vaccinat, dar li se oferă alternative. Bun, să se testeze, dar de ce tot pe bani publici? Eu asta nu înțeleg. Ți-ai asumat, nu vrei să te vaccinezi, vaccinul e gratuit, plătește-ți aceste teste. Fiecare testare pe care am făcut-o, fiecare PCR l-am plătit. Și am făcut, cred că până acum, peste 20 de PCR-uri. Asta este. Da. Eu mai remarc ceva și, pe urmă, vreau să trecem la ce se întâmplă în Piatra Neamț. Mai remarc ceva că, nu știu de ce, cine gândește în așa fel încât să se ajungă la o ostilizare împotriva unor categorii sociale. De exemplu, acea decizie cu 60% ca să înceapă școala, personal didactic vaccinat, ca să înceapă școala fizic, da? Da. E de o aberație cumplită. Deci de o aberație cumplită. Pentru că a lovit în toate acele școli în care, în comune, nu existau cazuri de oameni bolnavi. În Neamț, am dat exemplu. Da, da, v-am spus cum se calculează. Am văzut cum se calculează. Eu am văzut statistica. Am văzut cum se calculează. Sunt școli care au personal la nivel de la 2 până la 10 persoane. Da, da. 60% înseamnă să fie 6 persoane. Dar acolo nu au avut niciun caz. Păi, da, sunt avut localități exact. Izolate. Și atunci, plus că aceau, cum se spune, demonizarea profesorilor. Dom'le, nu te-ai vaccinat, venim și protestăm în fața școlii. Dar dintre cei care protestează în fața școlii, câți erau vaccinați? Păi, câți părinți spuneam. Ai copiilor care vin la școală asta sunt vaccinați? Deci mereu aruncăm vina ba pe o categorie, ba pe cealaltă. Dar în același timp, uitați-vă la reacția, eu nu mă așteptam ca părinți, foarte mulți părinți, pentru că aici vorbim de statistică, nu știm care, ce categorie, unde se cadrează, câți părinți au contestat la început, au contestat vaccinarea, după care au contestat metodele invazive de testare. Și au cerut testare. Și au cerut testare simplă, din salivă. Acum văd că au probleme și cu testarea, adică nu sunt de acord copiii să se testeze din salivă. Și sunt foarte mulți. Nu înțeleg de ce, adică nu mai, nu știu... Asta nu mai este o metodă invazivă. Nu este o metodă, tocmai este o metodă non-invazivă. Dar spune chiar că este un antrenament. Am ajuns într-o societate în care orice se întâmplă este prost. Nu mai avem o coerență, nu mai avem absolut nimic. Adică și reacția asta din partea societății... Dar știți de ce asta, nu? Din cauza că nu avem din cauza peștilor. Măsuri coerente. Din cauza peștilor. Eu am zis se împut de la cap. Eu am zis că din cauza gălzirii globale. Așa eu zic că din cauza peștilor. În general se împut de la cap. Încep să împută de la cap. Da. Și atunci de asta avem. Că oricât de imbecil ar fi un guvern, eu mă gândesc că știam ce am de făcut și așa mă aștept de la foarte mulți. În momentul în care sănătatea ta este în pericol, sănătatea familiei tale, iei măsuri fără să te mai uiți nici la televizor, nici să citești pe Facebook, iei măsuri în, bineînțeles, în cunoștință de cauză, informându-te, care sunt, într-adevăr, bune pentru tine. De fapt, noi culegem roadele, nu noi, guvernanții, culeg roadele a... Suntem în 2020... 32 de ani de lipsă de educație. Lipsă de educație. Bat jocuri la adresa educației acestui păi, popor. Asta e o consecință a lipsei de educație. Asta culegem acum. Și acum spunem, doamne, da, de ce lumea se uită numai pe Facebook? Pentru că așa i-am învățat să se informeze. Țineți minte celebra ieșire a unui domn președinte. Nu i-a învățat nimeni. A ieșit fiecare... un domn președinte. A ieșit un domn președinte. Și nu se pot informa de pe Google. Da. Deci, aici, ăsta este nivelul. Și nu avem de ce să ne mirăm. Acum trebuie să recunoaștem că fenomenul social, inclusiv Facebook,
este o chestie generală în toată N-am lumea. N-am nicio problemă. Nu numai în România. N-am nicio problemă, dar nu numai Facebook. Problema este că sistemul de educație nu a pregătit, în primul rând, tinerii ca ei să știe în cunoștință de cauză, informându-se, să opteze pentru o informație, să înțeleagă ce înseamnă fake news, să înțeleagă ce le face bine și ce le face rău. Până la urmă, tehnologia a fost creată să ne facă bine nouă oamenilor, dar noi am folosit-o fix împotriva omului. Uitați-vă în continuare ce înseamnă fake news-ul, care, din păcate, generează aceste profile de persoane care refuză să se vaccineze, nu cred în sistemele de sănătate. Pentru că înțeleg să nu crezi într-un sistem. Într-un sistem care este generat și condus de un sistem politic. Dar poți să ai încredere în medicul tău de familie, poți să ai încredere în medic, în prietenii tăi medici, poți să te uiți în gura celor care chiar au opinii avizate și care au în spate ani grei de cercetare, de specializare. Adică noi acum negăm totul. Suntem în faza aia care mai așteptăm anarhia și totul s-a rezolvat. Da, nu știu dacă mai așteptăm. Da. Nu știu dacă mai așteptăm. Bun, încă n-a venit, dar nu e departe. Ca să folosim... E pe vine. Eu sper să... E pe vine, știți? Să ajungă anarhia înaintea războiului, că nici acolo nu stăm foarte bine. Deci, citeam astăzi... Sistemul de pace. Citeam astăzi o analiză a cuiva care se pricepe în domeniu. Și a spunea, ce care război? Războiul a început de mult. Zice, nu știm noi cum se poartă. Da, e un război hibrid pe care încă nu-l percepem. Da. Dar, din păcate, tot vorbim, că am vorbit de pandemie, impactul economic, criza economică, vor omorâ foarte mulți oameni. Adică... Da, haideți să vedem ce se mai întâmplă în Piatra Neamț. Piatra Neamț e liniște. E o atmosferă relaxată, vine iarna, așteptăm Târgul de Crăciun, așteptăm sfârșitul anului. În Piatra Neamț, eu consider că lucrurile sunt așa, într-un făgaș normal, în condițiile în care primăria Piatra Neamț chiar și-a propus o agendă pe care să o și respecte. De obicei nu prea se întâmplă asta. Și când mă refer la respectarea unei agende și la respectarea promisiunilor, pot să vă spun că, dincolo de intervențiile care sunt inerente ca la pompieri, adică a luat foc acolo, s-a dărâmat balustrada de la pod, a căzut puntea de la Strand, bine că n-a căzut, Doamne ferește, dar nici mult nu mai are, ele vor fi, de exemplu, puntea de la Strand va fi reabilitată în max, adică până în luna mai, respectiv în sezonul estival. Vom avea și un pod nou peste Bistrița, exceptându-l pe cel de la Căprioara, care eu consider că este obligatoriu pentru cei din Piatra Neamț și pentru accesul pe partea cealaltă a Bistriței. Vom avea drumul spre Cozla cu cele trei tronsoane. Vom avea un tronson de macadam de vreo 2 km pornind de la vârf spre Casa cu Flori, parcă se cheamă, acea clădire, ca reper. După care vom avea un drum pietruit, un tronson pietruit și un tronson asfaltat, în condițiile în care se vor face toate amenajările vizând torenții de apă și zona cu risc inundabil. Adică va fi protejat drumul pentru a nu mai avea contact cu tot felul de factori de erodare a drumului. Bun, vom avea când? Domnul Bălănescu, vom avea când? Toate sunt în procedură. Eu am adică înțeles. Până la sfârșitul primăverii, undeva în luna mai, vom avea toate aceste lucruri. Vrem să intrăm în sezonul estival în 2022 cu toate aceste obiective. Bine, nu mă refer aici la podul peste Bistrița, pentru că... Dar dacă vine armata, aș face un pod... Nu. Noi vrem să facem un pod mai rezistent și mai eficient decât unul militar. Cred că e nevoie de confort, apropo de traversarea pe un pod civilizat,
iar podul vechi, cel de la Căprioara, va fi transformat probabil într-un pod pietonal pentru biciclete, pentru că el va fi integrat și în proiectul de piste pentru biciclete. Eu citisem la un moment dat că s-a pus în discuție dărâmarea lui. Și nu, ceea ce nu. Era într-un proiect, apărea ca variantă dărâmarea. Nu, nu va fi dărâmat. Pentru că el nu are de ce să fie dărâmat. Nu, el are structura de rezistență foarte bună. Nu va mai fi cu supra-sarcina, adică camioane care trec sau două rânduri de mașini, pentru că se cercetă. Aici era problema. Sensuri, două absolut. Rânduri de mașini. Trebuie să avem o zonă pietonală civilizată, dar în același timp posibilitate de trecerea unui pod rezistent la mașini și chiar la mașini mari, pentru că vorbim și la mașini de tonaj care de multe ori sunt necesare în zona de construcții. Mă întrebați când se vor face aceste lucruri. Important este că ele sunt deja prinse, pentru unele s-au făcut studii de fezabilitate, pentru unele nu. Sunt prinse în zona de investiții și angajate investițiile pe aceste zone. Să vă spun de ce întreb. Pentru că, de exemplu, drumul spre Cozla este prins ca investiție de vreo 3 ani, 4. Știți că a fost o poveste cu drumul de pe Cozla, să luăm banii, să dorea eu în Consiliu. Eu știu. Ați și scris despre asta. Eu știu, dar nu acum. Eu nu vorbesc mai de mandatul acum acesta. Acum devine o certitudine. Deci eu vă promit că el va intra în lucru într-o perioadă foarte scurtă. Au fost alocați banii, ei intră la capitolul, s-au prins la capitolul investiții. Zonele turistice cu potențial turistic, pentru că nu le putem încă numi zone turistice, sunt o prioritate și, așa cum știm, vom avea în curând fondurile europene, vom avea PNRR-ul. Pentru toate acele proiecte avem nevoie de studii tehnice, deci ele trebuie să pregătite din timp, pentru că altfel competiția va fi foarte mare. Primăria Piatra Neamț are proiecte și pe Programul Național de Dezvoltare Locală Angel Salini, în care sperăm cererile pentru județul Neamț sunt undeva la 750 de milioane de euro. Să sperăm că vom accesa, adică nu există, marea majoritate a OAT-urilor au câte două proiecte la care se adaugă și proiectele propuse de către Consiliul Județean, de către Primăria Municipiului. Să sperăm că măcar din două proiecte, un proiect va avea fiecare comună, indiferent de culoarea politică, pentru că mereu s-a invocat... Care culoare politică? Nu o să mai avem culoare politică. Păi va fi așa un fel de portocaliu, adică nu știu... Nu, va fi un căcăniu total. Un căcăniu total, ok. Dacă spuneți la nivel de țară, nu vorbesc de județ. Nu pot să-mi exprim părerea la dumneavoastră în direct, o știți foarte bine dumneavoastră. Ideea este că eu intru și nu numai eu, foarte mulți cetățeni intră în depresie. Este inacceptabil atunci când îți mor 500 de oameni pe zi, să te ceri cine e prim-ministru, cine e la finanțe, cine și să cine împarte banii din Angel Salini? Cine împarte banii? Mi se pare atât de meschin chestia asta. Motiv pentru care eu aș zice că sunt în stare să înghit oricâte broaște râioase, doar să funcționeze, doar să se repornească sistemul. Pentru că nu numai confruntările și crizele pe care le-am avut până acum și, de altfel, suntem în plină crize, vor mai veni și alte provocări mai puternice, mă refer la criza economică și dacă nu vom fi pregătiți, va fi o nenorocire. Eu nu-mi doresc decât o țară guvernată în consens politic în care lucrurile să funcționeze. Vom vedea acum, nu știu cât de compatibile sunt, începând de la culori până la partide și terminând cu oameni, pentru că până la urmă politica se face cu oameni. Da, în general politica se face cu oameni responsabili, ca să fim în general. Da, haideți acum, am vorbit, sunt prinse lucrări. Pe mine mă interesează, mai de exemplu... avem încă două locuri de joacă, în afară de Aventura Park și locul de joacă care s-a făcut în Strand. Probabil că cărcotașii vor spune, hai domnule, loc de joacă. Da, e nevoie de loc de joacă. Uitați-vă că locul ăla de joacă a fost plin în vara asta.
și aventura parc a fost plină. Oamenii își doresc până la urmă relaxare. S-au săturat de presiunea în care trăim, în presiunea psihologică. Au nevoie așa de o descătușare și mai ales pentru copii trebuie să realizăm astfel de lucruri. De acord cu dumneavoastră, dar vreau să mă descătușesc și eu un pic. Deci a fost o conferință de presă la primărie cu celebrele coridoare de mobilitate. De mobilitate urbană. Am înțeles, cam care sunt da, de fapt problemele. Este, știi, pe mine mă interesează eu, ce n-am înțeles. Să nu mai întrebați de unde o să luăm banii. Nu. Ce n-am înțeles eu este altceva. Vă rog. Cred că domnul manager de oraș, domnul Moscalu, a spus ceva, poate n-am realizat eu bine, ceva de genul, și întrebat cum va fi acolo unde va trebui schimbate conductele de apă. Păi o să lucrăm pe partea elaltă, mergem și lăsăm locul acolo. Nu există, domnul Bălărescu. N-am înțeles, poate... Nu. Ideea eu este următoarea. Sunt umanist, așa. Știu că sunteți umanist și, nici, și inuman. Și inuman, câteodată. Din punct de vedere administrativ. Este pentru prima dată când se încearcă o abordare rațională. Adică nu facem întâi asfaltul, spargem asfaltul ca să băgăm apă. Corect. Deci, se încearcă și sper să și reușim, pentru că nu întotdeauna faci ce-ți dorești. Nu ai banii la bancă sau în trezorerie și faci exact cum vrei tu. Totul ține de calendarul fiecărui proiect. Un proiect este pe Anghel Salini, pe PNDL, cel cu apa, sau pe PNI, mă scuzați. Da, de fapt tot aia, tot aia. Programul Național de Investiții. Și celălalt este pe fonduri europene, aici mă refer la cele trei coridoare de mobilitate urbană. Încercăm, primăria încearcă și asta este dorința primarului, să fie primul primar sub care întâi se face conducta și după aia asfaltul. În condițiile în care proiectul european a plecat fără să ia în calcul conducta. Proiectul european făcut. Proiectul european semnat. Semnat. Nu făcut. Pentru semnat. Că el a fost făcut și este implementat de către primarul Carabela. El a fost semnat și în situația de tarife și prețuri subevaluate. Deci, dacă mă întrebați pe mine, și știți că noi am mai vorbit aici în emisiune, eu am fost împotriva implementării acestui proiect, pentru că mie mi se pare o provocare imensă pentru actuala conducere a primăriei. Eu i-am spus că e mărul otrăvit și că s-ar putea ca lucrurile să se termine prost, dar până în momentul de față, credeți-mă că ambiția primarului de a duce până la capăt acest proiect, care într-adevăr schimbă structura orașului în sensul în care va fi un pas, și nu unul mic, unul foarte important în devenirea orașului Piatra Neamț într-un oraș inteligent, pentru că de acolo se vor lega toate. Gândiți-vă că de la aceste coridoare de mobilitate urbană se modernizează tot. Și sistemul de transport, vor fi autobuzele electrice, și sistemul de stații care au un rol pluridisciplinar, adică nu o să-mi spune că să n-audă aia că o stație a costat 60.000 de euro. Nu, n-a costat 60.000 de euro. Să nu uităm că tot sistemul... Utilitățile au costat mai mult decât stațiile. Care utilități, păi nu știu, domnul Bălănescu? Cât? Domnul Bălănescu, între stații, știți conceptul de Smart City, de oraș inteligent, l-am tot prezentat la dumneavoastră. Cred că mi-aduc aminte. L-am tot prezentat din 2016. Așa. Asta înseamnă că tot ce înseamnă utilități, cablaj, să nu mai există cabluri, inclusiv cele pentru comunicații. Pe stâlpi nu există decât lumină, totul intră în pământ, sunt aceste canale speciale care leagă stâlpii și stațiile de autobuz, care astfel devin multifuncționale. Deci, chiar lucrăm așa cum... Când vedem la Cluj, ne place. Când vedem în sectorul 4, unde este cel mai avansat program de Smart City, ne place. E cel mai iubit primar, e cel mai bun primar pe zona de Smart City, e cel mai informat primar pe zona de Smart City și iată că a avut rezultate. Asta este viitorul.
Nu mai putem merge cu agenduța că e o gropiță acolo și de ce n-a acoperit groapa aia. Nu asta este marea problemă a primăriei. Da, sunt de acord că s-au săpat șanțuri și nu au fost poate corect semnalizate de firma care a lucrat acolo și unii oameni și-au rupt picioarele. Asta pot să înțeleg. Dar când e semnalizat și își rupt picioarele, nu mai e vina primăriei. Nu mai e vina acelei. Adică și eu merg pe stradă și chiar merg pe jos, nu merg cu mașina. Și sunt atent pe unde calc. Adică s-a ajuns, domnule, s-au săpat șanțuri și oamenii mor pe capete. Zici că erau tranșee. Asta este. Nu poți să reconstruiești un oraș fără deranj. Primăria și-a cerut scuze pentru deranjul pe care îl produce și îl va produce în continuare. Pentru că aceste coridoare vor transforma orașul Piatra Neamț într-un șantier. Într-un șantier care poate să țină un an, poate să țină doi, poate să țină trei. Pentru că acum... Nu, mai mult de trei nu poate. Ba, nu, poate și am să vă spun de ce nu vorbesc doar de aceste trei coridoare. Eu vorbesc de proiectele adiacente care vin și care dezvoltă și în vecinătate și colateral alte coridoare mai mici de mobilitate urbană, transformând întregul oraș. Asta înseamnă bani să putem asfalta întreg orașul, să avem un sistem civilizat de transport, să avem parcări civilizate, că o să dispară 300 de parcări. Se vor găsi soluții, sau 800, sau câte vor fi. Nimeni nu va rămâne fără loc de parcare. Dar nu vă supărați, când mă duc la mall și văd că toate locurile pentru handicapați alocate pentru persoane cu dizabilități sunt ocupate de șmecheri cu BMW-uri și cu merțane de sute de mii de euro. Vă adică contrazic aici. Da. Ce spunea CTP apropo de expresia aceea celebră cu e, dar nu arată, sau știți cum e. Bun, să nu intrăm în detalii. Deci chiar... au certificat, în rest e ok. Da, adică comportamentul se suprapune profilului exact. De persoană deci cu dizabilități. Deci nu au certificat. Sunt o groază de lucru și repet. Nu poate niciodată o autoritate, și asta o spun de mult, nu poate niciodată, asta nu înseamnă că nu trebuie taxată o autoritate când greșești, dar nu poate de una singură. Noi, societatea, noi trebuie fiecare în parte să contribuim la aceste lucruri, la schimbare. Și cum să, dacă tu ți-e duci copilul, că ăștia sunt niște mincinoși și nu trebuie să ne vaccinăm, tu ți-e duci copilul, ți-l duci la mall, și parchez mașina pe locul pentru persoane cu dizabilități. Aici nu mai are cum interveni statul decât prin măsuri punitive care nu sunt de dorit. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu aș impune și sunt adeptul acestui lucru, dictatura legii. Toată lumea trebuie să respecte legea. Mai este o problemă. Noi vorbim acum despre niște proiecte numite coridoare de mobilitate care automat toată lumea știe că sunt necesare. Problema mea ca locuitor... Dacă apa se face înainte sau nu, după? Nu, problema mea este... Aia am lămurit-o. Deci nu. Apa se va face înainte. Eu mă îndoiesc că se va face înainte. Altfel se blochează reciproc. Deci, noi mai avem o experiență nefastă. Știu. Cu două proiecte care s-au încălecat. Și tocmai din asta... S-a fost făcut proiectul celui care avea mușchii mai mari. Știu, domnul Bălănescu, în județul Neamț și mai ales în Piatra Neamț, avem niște experiențe înfiorătoare. Dacă ne uităm în urmă, toți cei care au condus și orașul și mulți dintre cei care au condus județul au făcut lucrurile în așa fel încât să-i saboteze pe ceilalți. Mereu aici a fost o luptă politică. Totul se politizează. Eu tind să cred și sper că nu va mai fi un război între, dar acum va fi și alianță, între primăria, nu știu care, nu zic neapărat Piatra Neamț, și Consiliul Județean. Pentru că sunt foarte multe activitatea în primărie, scoate în evidență o groază de proiecte care au nevoie de o colaborare între Consiliul Județean și oraș. Nu poți să le faci invers. Pentru că nu ai competențe și când are unul competențe, când are celălalt. Fără o colaborare nu se poate. Iar jocul ăsta politic, cred că ăsta este lucrul care ar trebui taxat de către populație. Da. Eu aș întreba acum, sunteți un om cu experiență în proiecte europene. Cum a putut fi semnat un proiect? În inconștiență. Nu, primăria l-a dat și cineva l-a analizat.
Nu. Adică cum poți tu... să vă spun, a fost mai rău. Cum poți tu să accepti un proiect? Cineva a venit la primarul, fostul primar, nu dau nume, nomina odiosa, și a spus, uite, tu poți să... Dom'le, vreau să fac proiecte, bani, proiecte europene. Și s-a pus în față un model, un caiet de... Deci un model de proiect în care... apropo de prețuri, prețurile, tarifele și prețurile pe materiale erau până la. Și ele erau mult subevaluate. N-a contat. S-a semnat. Adică bun. După mine potopul. Nu. Să fie semnat. Întrebarea și mea să este... gândiți-vă că sunt vreo 6 proiecte de genul ăsta. Întrebarea mea este următoarea. Dom'le, și eu fac un proiect și mă duc cu el la o autoritate. Păi ăla nu se uită că proiectul este fără schimbarea conductelor de apă. Ăla nu se uită pe proiect că nu sunt trotuarele puse. Vorbesc de faza incipientă, da? Ăla nu se uită. Adică răspunde numai fostul primar pentru faptul că și-a încordat mușchii înainte de campanie și a zis, uite, am făcut proiecte. A semnat ca primarul. A semnat ca primarul. Dar ăia care au aprobat aceste proiecte la finanțare. Acum am să vă spun ceva și dau din casă. În primărie există... nici nu știu cum să-i spun, n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar s-a considerat că primarul... S-a considerat, nu zic că se consideră. Primarul e suprem și ceea ce dorește primarul trebuie realizat cu orice preț. Și mai ales în zona de imagine. Fostul primar a fost obsedat de zona de imagine, de perspectiva electorală, de câștigarea unui nou mandat, iar pentru asta a fost în stare să facă foarte multe compromisuri. Ba, mai are tupeul să spună astăzi se implementează proiectele semnate de mine. Cineva ar trebui să iasă și să arate negru pe alb ce a semnat și care sunt consecințele. Pentru că acum primarul Carabela are un cartof fierbinte în brațe și trebuie să rezolve niște probleme care par aproape imposibil. Gândiți-vă doar că finanțarea de la 2% îți duce la 70%. 70. E 39%. 40. Da, aproape 40, nu? E 39%. Dar nu are nicio vină. Adică, gândiți-vă, materialele, a venit criza, s-au scumpit materialele. Tarifele inițial au fost subevaluate, n-a contat, s-a semnat proiectul. Nivelul de erodare a infrastructurii de transport era cu totul altul. Plus că nu au fost prevăzute, exact cum a spus dumneavoastră, capace de canal, treceri la nivel, adică lucruri de bun simț. De ce? Pentru că totul se face pe genunchi. Totul. Eu sper că măcar acum lucrurile să fie fundamentate și să se facă rațional. Și aici revin și susțin că este, nu imperios, obligatoriu, înainte să realizăm infrastructura de, era să zic, de adăpare, de alimentare cu apă și apoi infrastructura de rulaj de transport. Bun. Și eu zic cetățean, da? Ce vină am că un primar gomos și dornic să mai fie o dată un mandat de primar? Deci eu, cetățean, ce vină am că ăla a făcut niște proiecte proaste? Asta este un comportament caracteristic multor primari din România. Bun. Și că o autoritate, cum s-o chema ea, agenție, ce-o fi ea, a aprobat acest tip de proiecte. De ce? Cine trebuia să bifeze că s-au făcut proiecte? Primarul, pe de o parte, trebuia și agenția să bifeze? Dar să știți că nu. Vă referiți la Agenția de Dezvoltare. Și unde o fi ei? Autoritatea de management. Ce-o fi? Sau autoritatea de management, dar aș vrea să vă spun că în teorie și așa cum arăta proiectul, el era ok. Dar nimeni n-a stat acolo să calculeze prețurile, pentru că nimeni... Nu e vorba de prețuri, e vorba de structura proiectului. Structura proiectului... Cum să pui tu pe un proiect de mobilitate umană, Smart City, viitoare, da? Să pui asfalt fără să te referi la ce este dedesubt în proiect? Știți bine și partea de apă, știm bine... Uitați-vă, APASERV
ne grevează viața, ne scade calitatea vieții de nici nu mai știu, de 20 ceva de ani, da? Nu chiar, nu, atât cum ani, ai fost și alții înainte. 17 ani, de 16 ani. S-a întâmplat ceva? Vi se pare că avem acum o conducere performantă și un management performant? Adică numai pentru apa serv eu i-aș fi condamnat pe câțiva la moarte pentru ce au făcut. Eu vreau să revin. Cine... În continuare, pietrenii și nu numai, cetățenii județului Neamț sunt umiliți în ultimul hal pentru că nu au apă și nu au apă în pandemie, dar văd că n-au nicio reacție, nu se întâmplă nimic. Adică apa serve la Consiliul Județean, domnul Arsenie a fost ales în majoritate. Deci oamenii sunt mulțumiți. De ce se plâng doar între? Dar atunci când votează, de ce nu iau măsuri? Nu văd ce le se întâmplă. Chiar nu văd. Adică apa serv ne umilește în continuare. Și n-am văzut să iasă 200 de oameni în stradă să spună, domnule, gata cu ăștia voi, au cu apa serv. Au ieșit sindicaliștii. Păi au ieșit că erau salariile mici la apa serv. Da. Da. Și mari la șef. Da. Tot eu rămân cu aceeași întrebare. Doamne, cine, chiar nu putem să-i facem pe aia care și-au bătut joc de aceste proiecte? Le-au semnat să răspundă. Și... Haideți-vă, nu răspunde nimeni. Ce să răspund? Răspunde cineva pentru Lescani? Atâția bani îngropați. Nefuncțional. Făcut pentru momentele cum, de criză. Cum, da? Am fost asigurați de domnul Cepoi și de domnul, nu știu, Arafat. Cine mai era pe acolo, în general? Că va, că funcționa. Va funcționa. De ce? Pentru că ei cred că n-aveau informații ce e acolo. Cum? Domnul Cepoi a dat autorizație. Să răspund. Pe mine asta mă doar. Nu răspunde nimeni. Nu răspunde nimeni. Găuri, milioane, milioane, milioane și mereu spune, bă, n-avem bani. De exemplu, primăria Piatra Neamț chiar nu are bani pentru că e îndatorată tot din cauza unor decizii gen Lăscani. Doar că alea se numeau telegondole, se numeau altfel. Da. Haideți că ne apropiem de final. Ce mai știm de... celebrele reorganizări, așa, la nivelul societăților. Deci ele continuă, sunt în plină procedură, trebuie respectate niște termene. Probabil că în martie, așa cum s-a promis, va fi prima reformă, respectiv parkingul. În ce sens? În sensul în care el se va dizolva ca societă, nu se va dizolva. Se va fi transferat ca și activitate, birou, în cadrul primăriei. Deci până la urmă s-a hotărât cu parkingul? Da, nu uitați că până la 1 martie el e funcțional în formula aceasta. Noi am auzit și alte zvonuri, cum că el ar fi totuși să rămână, să facă... Eu vă spun ce este astăzi. Așa. Ce se va întâmpla... Nu mai am încredere nici în pasul următor pentru mine. Locato? Locato la fel. Se încearcă transformarea în birou în cadrul primăriei, a unui birou în cadrul primăriei. La fel și cu Urbanul. Urbanul care va avea un birou în primărie, birou piețe, iar activitatea de spații verzi va merge la Salubritas. Se încearcă optimizarea activității acestor societăți în condițiile în care știți bine câte istorie și câte legende sunt scrise în urma activității acestor societăți sub diverse conduceri și sub diverse dominații. Da, eu aștept să văd, pentru că nu mai știm acum cum e cu parcările, cum e cu... Deci... Se încheie în continuare contracte de parcare absolut, pe un an deci, de zile? Nu va fi un cutremur în relația cu beneficiarii, beneficiare de parcări. Se lucrează la această strategie de modificare și eu sper să fie cu adevărat o reformă, pentru că de fapt se dorește o reformă pentru optimizarea activității. În ideea în care trebuie accelerată identificarea de noi locuri de parcare în urma implementării proiectului cu mobilitatea urbană și în același timp
Mă refer acum la urban și la partea de zonă verde, spații verzi, amenajarea zonelor verzi. S-a demonstrat în ultimul, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, că nu suntem în stare cu o societate să putem întreține zona verde. Au fost foarte multe gap-uri, foarte multe pauze în activitate și ineficiență atunci când vorbim despre amenajarea zonelor verzi. Ce nu înțeleg eu este de ce în cazul unor societăți precum Locato a durat atât sau durează atât. Durează pentru că există niște proceduri legale care trebuie respectate. Adică avem termene de 30 plus 40 plus 30. Asta înseamnă 70-100 de zile pentru a desființa și pentru a înființa. Mai ales că foarte multe, gândiți-vă că în societăți majoritatea contractelor erau, erau angajări contractuale, erau în altă formulă decât va fi acum în primărie, pentru că se vor transforma în posturi de funcționari publici. Eu aștept cu nerăbdare să văd pe site-ul primăriei, după reorganizarea serviciului ăsta de comunicare, undeva stadiul implementării proiectelor. Și odată pe săptămână, la sfârșit de lună, cineva a tras cu urechea, deci se lucrează la acest gen de comunicare și la acest gen de raportare, adică săptămânal, biroul de comunicare va lista și va prezenta pentru acces marelui public stadiul lucrărilor pe toate investițiile. Și al plăților. Că... Da. Și după aceea aș vrea să pot accesa undeva la primărie și să văd gradul de ocupare al parcărilor de reședință. În care... Bun, aici știți că mai avem o problemă. Avem foarte multe locuri grevate de mașini abandonate. Sunt 150 de mașini abandonate. Ieri m-am întâlnit cu poliția locală și cei de la poliția locală au notificat o parte din cei care au mașinile abandonate și se pare că totuși un număr destul de mare, 50 de mașini, au fost ridicate, adică au fost scoase din acele locuri chiar de către proprietari. De asta vă spuneam, știți că o mașină, dacă este abandonată pe un loc de parcare, nu poți să o ridici de acolo decât după 6 luni, așa spune legea. Când asta mă întrebați când? Păi dacă o mașină nu poți să o miști 6 luni de zile, vă dați seama ce înseamnă. Ca să nu mai vorbim că se tot vorbește și e nevoie și se va, în sfârșit, vom reuși printr-o hotărâre de Consiliu, desigur, să putem legifera și ceea ce înseamnă ridicarea mașinilor, pentru că e imperios necesar acest sistem. Desigur, concomitent cu ceea ce înseamnă reforma parcării. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc. Am stat aproape o oră, am discutat. Acum eram nevorbit. Da, aș mai sta, da. Mai stăm după emisiune. Mulțumesc foarte mult, am așteptat să vă întoarceți cu bine înapoi ca să... Încercăm să dăm raportul. Și eu promiteam că voi da raportul săptămânal despre ce se întâmplă la primărie, așa că îmi asum în continuare. De săptămâna viitoare eu o să-mi notez. Da. După ce stau de vorbă, de aici am plecat să vedem ce s-a făcut. Ca să fie... Nu chiar săptămâna viitoare. O săptămână nu cred că se vor schimba radical problemele orașului. Da. Mulțumesc, domnul doctor, pentru participare. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mâine sper să vedem dacă reușesc să-l aduc în emisiune pe prefectul de Neam și în același timp președintele Partidului Național Liberal, cu care să discutăm despre ce se întâmplă în județ și despre proiecte europene pentru creșterea și consumul de, nu de lăcuste, că ăsta a fost deja legiferat în Uniunea Europeană, de broaște. Cele bune, numai bine, la revedere!